Președintele Klaus Iohannis le-a vorbit parlamentarilor români despre egalitatea de gen și a punctat că este nevoie de mai multe eforturi atât la nivel legislativ, dar și în societate, prin poziționarea împotriva comportamentelor discriminatorii. Existența unei largi reprezentări a femeilor în Parlament și în administrațiile locale asigură faptul că drepturile și interesele acestora sunt mai bine apărate. În ultimii ani, din păcate, nu au fost înregistrate progrese notabile în acest sens. De la tribuna Senatului a venit cu exemple concrete chiar Maia Sandu, prima femeie președinte al Republicii Moldova. În Republica Moldova, femeile sunt lidere în mai multe sfere de activitate. Ele conduc astăzi importante instituții publice. Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Anticorupție, Curtea Constituțională. Fiind înconjurat de atâtea femei lidere, am avut nenumărate ocazii să învăț din inteligența, capacitatea de organizare, empatia și creativitatea doamnelor. În Parlamentul României, ponderea femeilor este de aproximativ 17%. Premierul Nicolae Ciucă susține că soluția pentru creșterea reprezentării femeilor în politică ar fi introducerea cotelor de gen. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. Cotele de gen sunt un instrument folosit pentru a crește reprezentarea femeilor în diverse poziții de decizie, până în momentul în care mecanismele sociale vor avea capacitatea și maturitatea să se autoregleze. Lansez cel mai sincer și colegial apel celor care sunt colegii noștri în Camera Deputaților pentru a putea dezbate cât se poate de repede și finaliza adoptarea unei legi importante care prevede introducerea unei cote de gen de o treime pentru genul cel mai puțin reprezentat pentru alegerile parlamentare. Comisia Europeană își propune ca din anul 2024 jumătate din executivul Uniunii Europene să fie format din femei.